Știai că sunt șanse mari ca în anul 2030 să nu mai folosești calculatorul de birou? Sau că viitorii elevi nu vor mai scrie pe tabla de la școală cu cretă, așa cum se întâmpla în trecut? Descoperă și alte obiecte care sunt pe cale de dispariție. Lumea se schimbă într-un ritm alert, iar ceea ce era indispensabil pentru generațiile din trecut s-ar putea să nu mai fie necesar pentru copiii viitorului. De exemplu, calculatorul de birou era absolut necesar pentru calculele mari și importante, dar acum avem deja telefonul mobil, o astfel de aplicație care ne ajută în acest sens. La fel, tabla școlară pe care scriai cândva la școală cu creta a fost înlocuită cu cea magnetică, iar telefoanele publice, întâlnite odinioară în toate orașele mari din lume, au fost înlocuite cu cele mobile. Pe lista obiectelor cu șanse mari să dispară până în anul 2030 se află ciocolata. Potrivit unui studiu al Centrului Internațional pentru Agricultură, producția de cacao o să scadă dramatic până în anul 2030 din cauza temperaturilor nefavorabile, dar și pentru faptul că producția va fi depășită de cerere. Pe cale de dispariție sunt și mașinile manuale, care sunt înlocuite de cele automate. Mulți cred că și telecomanda televizorului va fi înlocuită cu comenzi vocale sau cu cele ale telefonului mobil, dar și că scrisul de mână nu va mai fi necesar. Nici chitanțe fizice s-ar putea să nu mai primim, deoarece marile magazine au început deja să le ofere clienților chitanțe prin e-mail sau prin intermediul aplicațiilor, iar controlul de parcare va fi înlocuit cu tehnologia de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare. De asemenea, sunt șanse mari ca în viitor să nu mai vedem angajați la fast food, căsuțe poștale și nici încărcătoare pentru telefoanele mobile, relatează click pentru femei.ro.